De cine a fost găsit în această dimineață jandarmul decedat? Colegul decedat a fost găsit de către colegul care urma să-l schimbe în serviciu. Ce ne puteți spune? Din câte ați aflat până în acest moment? Cu profund regret, confirmăm vestea tragică a decesului colegului nostru, care a fost găsit în această dimineață la obiectivul la care își desfășura serviciul, cu mai multe plăgi împușcate în zona toracelui. Ne exprimăm regretul pentru pierderea sa și transmitem condoleanțe familiei îndurerate. Jandarmul era subofițer în cadrul inspectoratului de jandarmi județean Sălaj și avea 56 de ani. La cea mai recentă evaluare psihologică a fost declarat apt. Circumstanțele în care s-a produs evenimentul urmează să fie elucidate către organele abilitate. La nivelul inspectoratului de jandarmi județean Sălaj s-au fost dispuse în regim de urgență verificări interne cu privire la cele întâmplate, urmând ca rezultatele să fie transmise organelor abilitate. Dumnezeu să-l ierte. Un subofițer din cadrul jandarmeriei Sălaj a fost găsit decedat în această dimineață în cehul Silvaniei. Bărbatul avea 56 de ani și locuia în localitatea Crișeni din județul Sălaj. Conform unor surse neoficiale, acesta este necăsătorit și se pare că și-ar fi tras mai multe gloanțe în zona toracelui. Ați auzit de jandarmul care s-ar fi împușcat în această dimineață? Am auzit. Este de aici, din... Am auzit ceva. Dar nu știu. Deci... Îl cunoșteați, nu? Da, hai, asistă peste drum. Da, ce fel de om era așa? Cum vi-l aduceți aminte? Om foarte bun. Ieri am fost la biserică cu el. Și el a fost la biserică și eu am fost... Și am ridicat pausul după maica, că o busase luni. Deci era un om credincios. Da, foarte credincios. Că era în corul bisericii. Atât am auzit că eu stau în oraș și am fost până la sorul meu, am muncit dimineața și zice, a murit Petrica, că sorul meu, părinții lor, e nenaș la sorul meu. Și a murit Petrica, încă nici nu era căsătorit. Deci numai cuvinte bune aveți, da, despre el, adresa lui. Foarte de treabă. De ce credeți că ar fi făcut? Nu știu, sărul mâna, doamnă. Nu știu. Eu nu fost căsătorit. Maică s-a ia colonia. O și put de la pie. Mama lui trăiește încă. Da. Acolo, pe partea aceasta, acolo în casa aceasta. Nu știu ce pot zice. E aici, din localitate, da. Dar n-am înțeles ce trebuie să... V-am întrebat dacă îl cunoșteați. Știți că pe jandarm, am înțeles că îl chemea domnul Petrică, îl chema, s-ar fi împușcat în această dimineață la locul de muncă. Excepțional. Și era și la mănăstire, era cântăreț acolo în cor. Acum am auzit și eu nu de mult, că de aici, din sat și ne cunoaște. O familie bună, minunată. Ce s-a putut întâmpla? Ne întrebăm și noi. Liniștit, om la locul lui, frață, fiecare aranjață, într-o situație bună, foarte bună. Ce s-a întâmplat? Ne punem și noi întrebarea și nu știm să răspundem la problemele pe care le-au avut. Au fost oameni gospodari, aci sau mai jos un pic. Minunat, băiat, minunat. Și frații lui bine toți. Patru frați au fost. O familie bună. Tăticul său nu de mult a murit, cam către 90 de ani. Bun, și până în ultimul timp a lucrat în gospodărie, țineau vaci, animale, oameni gospodari, minunat. Aveau tractor, aveau remorcă, căracul bătrânul de acolo, din dealul ăla de acolo, fânutreț pentru animale. Țineau oameni respectori, oameni la locul lor, dar ce probleme, cred, nu știu. Ăștia nu cred că au avut nicio problemă. Că au fost oameni muncitori. Că și nu au fost oameni așa, să zici, mă rog, înșală, o înșelă, nu știu ce. Ăștia au fost oameni corecți, foarte corecți, prietenoși, populari. Nu știm ce să zicem, că nu cunoaștem situația.